Ce mai faceți, dragii mei prieteni? Sunteți bine, sănătoși, voioși, curioși să aflați ce poveste mai pătrunde în casele voastre și în inimile voastre? Dacă sunteți pregătiți, eu de asemenea sunt pregătită. M-a întrebat un prieten ce mai face Năsturel de poveste. La următoarea poveste o să vă spun ce mai face Năsturel de poveste. Momentan, să știți că Năsturel de poveste încă călătorește. Așa că dacă vă veți întâlni cu cineva care e iubitor de povești, care vă întreabă tot timpul, mai știi o poveste interesantă? Ai mai aflat de o poveste pe care până acum n-ai mai auzit-o? Să vă puneți întrebarea serioasă, dacă nu cumva este Năsturel de poveste. Și acum povestea mea. Nu știu dacă știți, dar a fost o vreme, cel puțin așa zice povestea, eu ce să fac? Spun povestea. A fost așadar o vreme în care cocoșul făcea ouă, găina cânta cucurigu. Zic, așa am citit, așa e povestea. Câinele se certa cu iepurele, iar pisica era, nu vă zic ce încă. O să aflați din poveste. Cert este că tot din această poveste am aflat cum câinele avea o pereche de ghete foarte frumoase din blăniță, dar foarte frumoase. Deci câinele nu umbla de sculț, înțelegeți, prieteni, era, cum să zic, tot timpul încălțat, aranjat. Doar că într-o bună dimineață, când câinele s-a trezit, nu și-a mai găsit încălțările. Și s-a uitat în dreapta, s-a uitat în stânga, s-a uitat în față, s-a uitat în spate, s-a uitat și în sus, s-a uitat și în jos și nu și-a găsit încălțările pe nicăieri. Doar că, făcând mai mult decât să se uite, începând să meargă, l-a văzut pe iepuraș într-o pereche de încălțări cu blăniță. Hei, iepure! Da? Iepure, mi-ai furat încălțările! Eu? Da, tu! Păi cum să ți le fur, că văd că nu ai încălțări! Păi nu am, pentru că mi le-ai luat tu! Eu nu ți-am furat nimic, a spus iepurele cu nonșalanță și obrăznicie. Și câinele s-a enervat foarte tare și s-a dus la pisică. De ce? Pentru că pe vremea aceea pisica era avocat. Serios! Nimeni nu mieuna și nu plângea și nu susținea punctele de vedere atât de bine precum pisica. Așa că pisica era avocat. Iar pisica l-a sfătuit. Câine, fii atent, du-te la animalele pădurii. Știu toate că aveai încălțări? Toate. Atunci du-te la ele, cere-le hârtie scrisă, dovadă că încălțările tale nu mai există și că le-au recunoscut la iepuraș. Da, așa am să fac. Și iepurele s-a dus la animalele pădurii și ursul i-a dat în scris: confirm că încălțările câinelui sunt acum la iepure. L-am văzut pe iepure, este un hoț. S-a dus la vulpe: confirm că întotdeauna câinele a avut încălțări. Acum nu le mai are și le-am observat la iepuraș. Și uite așa, fiecare animal în parte a dat câte o dovadă scrisă cum că încălțările câinelui se află la iepure. A venit câinele la pisică cu un teanc de dovezi. Uite aici, pisică, te rog frumos să te lupți pentru mine, înțelegi? Este foarte important să câștigi procesul acesta. Da, 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 așa voi face, a spus pisica, care era foarte conștiincioasă, foarte serioasă, foarte atentă la detalii, foarte grijulie, așa că a luat și a citit dovadă cu dovadă, s-a uitat pe fiecare în parte, le-a corectat și a luat-o somnul. A obosit de la atâta muncă, de la atâta citit și a adormit. A doua zi avea loc procesul. Doar că nici n-a adormit bine pisica. Și a apărut șoarecele, așa, cu curaj, șoarecele a apărut. Care, vă spun, a făcut un festin, a ronțăit și a ronțăit până n-a mai rămas pic de literă. A mâncat toate dovezile scrise de animalele prietenele câinelui. A doua zi dimineață s-a trezit pisica
și a văzut că i-au dispărut toate foile și, de rușine, nu s-a mai prezentat la judecată. Procesul a început, judecătorul a cerut dovezi, jurul a așteptat, câinele a sperat, animalele au ascultat, dar dovezile împotriva iepurașului? Iale de unde nu-s. Așa că iepurașul a plecat cu încălțările, câinele a pierdut procesul, iar pisica n-a mai ieșit din casă de rușine. Vă dați seama ce s-a întâmplat? Vă dați seama? Câinele a alergat nervos la casa pisicii, a izbit ușa de perete și a intrat în casă, iar pisica speriată a sărit pe geam, s-a suit într-un copac, iar câinele n-a reușit să o prindă pentru că nu mai avea cizme ca să se poată cățăra în copac și latră la pisică până în ziua de azi, de câte ori o prinde să o certe că din cauza ei și-a pierdut cizmele, iar pisica fugărește șoarecele. Pentru că de câte ori îl vede, își aduce aminte că a făcut-o de râs, că din cauza ei nu mai este avocat, că i-a mâncat hârtiile și nu l-a putut ajuta pe câine. Asta ca să știți. Când o vedeți pe pisică, puteți să vă plângeți, poate vă spune și cum să rezolvați problemele. Când îl vedeți pe câine că aleargă pisica, mai bine luați niște încălțări pentru cățel. Vă spun. Și rezolvați problema. Lasă și pisica în pace și se bucură și câinele că are încălțări. A, nu vă spun cum e cu câinele când îl vede pe iepure. O ia iepurele la sănătoasa, să nu cumva să ia câinele încălțările. Eu v-am zis, acum fiți și voi atenți și urmăriți. Mie și de șoricei mi-e milă, sinceră să fiu. Să le dați o bucățică de cașcaval, să nu mai roadă, Doamne ferește, și cărțile din casă. Și acum, dragii mei, la final de poveste, știți, aștept mesajul vostru. Dacă v-a plăcut povestea, puteți să-mi scrieți. Bine, și dacă nu v-a plăcut, doar că să fiți drăguți și indulgenți, zic. Numărul de telefon este 0740-171-622. Pe curând, prieteni! Bucuria poveștilor! Bucuria poveștilor! Bucuria poveștilor! Bucuria poveștilor! Bucuria poveștilor! Bucuria poveștilor!